Haideți să bem împreună și cafeaua numărul 3 și să vorbim totuși de PNS. PNS-ul la noi, trebuie să înțelegem un lucru. PNS-ul trebuie pus într-o cheie. Exact ca la muzică. Vrem să-l punem în cheia principiilor economice sau vrem să-l punem în cheia principiilor sociale? De ce spun treaba asta? Fiindcă nu putem să le facem ambele. Struțul Cămila este ceva nedefinit. Astfel, dacă o punem într-o cheie economică, trebuia să luăm măsuri, și eu, poate nici nu e târziu, nu știu, zic, să stimulăm performanța. Indiferent cât ne-ar costa politic. Că este o nuanță pe care o înțeleg. Nu sunt de acord cu ea, dar o pot înțelege. Dacă o fac social, atunci trebuie să am grijă cât de cât să împart la toată lumea. Depinde ce vrei să faci. Aici este discuția majoră. Nu poți să le faci pe toate, că n-ai cum. Dacă vrem să menținem performanța, nu poți să justifici lipsa de performanță când tu ai 1-2 hectare. Cu 2 hectare nu poți să faci cultură mare. Cu 2 hectare poți să faci, în schimb, legume, poți să faci floricultură, poți să faci ciuperci, poți să faci, știu și eu, plantații de arbuști. Ok. Și atunci noi trebuie să înțelegem... Să înțeleagă lumea că dumneavoastră sunteți de acord ca cei care au 1-2 hectare pe care să facem legumicultura și, nu știu, trandafirii de dulceață, să fie mai bine plătiți decât cultura de câmp. Bineînțeles, eu trebuie să-l stimulez. Și el trebuie să înțeleagă că nu poți să stabilești, să stimulezi pierderea, ci trebuie să stimulezi performanța. Și atunci trebuie să-i explic omului, omul bun, înțelege, nu poți din porumb și grâu pe 2 hectare să întreții familia. Dar dacă faci legume, poți. Și poți să vinzi și pentru piață și poți să câștigi suficient ca să fii o fermă economică. Vrei să păstrezi 2-3 hectare, cultură mare? Ok, și așa se poate. Dar atunci caută-ți vecinii și faceți-mi o cooperativă de 100 de hectare și vă finanțez în continuare. Deci nu putem să dăm bani oricum pentru oricine, ci trebuie să cerem ceva în schimb. Suntem exact în momentul în care aș vrea să vă întrerup și să vă întreb cum vor rezolva cei care, iată, situația prețurilor crescute la încălzire versus nevoia de seră. Aici este o problemă. Eu în 2020, chiar dacă nu sunt economist, am spus-o după pandemie. S-au pompat foarte mulți bani în economie și va urma o perioadă de sterilizare a acestor bani. Sterilizarea nu se poate face decât prin inflație. Problema care am spus-o și atunci și o repet și acum este aceeași. Guvernele trebuie să fie capabile să țină inflația sub control. Dacă o scapă din mână, problema e dramatică. Europa a cam scăpat-o. Este adevărat că unul este impactul în Germania sau în Franța, unde nivelul de venit pentru populație este altul, și altul este în România. Din luna să începem să ne uităm la părinții noștri, la noi, că vin facturile cu 300%, 400% creștere față de anul anterior. Dar creșterea veniturilor nu e proporțională. Eu chiar mă hazardez și spun, la nivelul meu de bun simț, că cifrele de 8-9% de inflație anuală actualizată sunt departe de realitate când tu ai creșteri de 300-400. Și depinde ce comparăm. Dacă noi comparăm cu faptul că un apartament a crescut cu 1% și prețul la ulei a crescut cu 100% și pe medie dă 50%, nu e în regulă, fiindcă lumea se lipsește de apartament, dar de ulei sau de căldură sau de gaze nu se poate lipsi. Deci noi ar trebui să analizăm din punctul meu de vedere coș zilnic, ce impact are inflația pe acest coș zilnic, pe haine, pe mâncare, pe încălzire, pe utilități, pe transport în comun. Nu pe cât au crescut prețurile la mașinile unelte sau mai știu eu ce calculatoare, care oricum te poți lipsi pentru o perioadă. Asta e una la mână. Doi, uitați-vă că noi suntem în perioada asta în care încercăm să lansăm fel de fel de programe. Dar programele trebuiau, poate, actualizate în raport cu situația actuală. Avem programele pentru legumicultură, sunt foarte bune și trebuie stimulate. Dar ce anume vrei să stimulezi? Vrei să stimulezi producția sau existența? Aici este diferența. Iar din punctul meu de vedere, problema nu este să produc roșii, ci problema este să produc legume proaspete pentru populație. Cine merge în Franța, și foarte mulți dintre ei noștri și decidenți politici merg în Franța. Păi se uite ei în Franța, cu o climă mai blândă decât a noastră, dacă cineva stimulează tomatele. Nu, francezul mănâncă salată. Tot anul mănâncă salată. Roșia din când în când. Dar salata e baza, fiindcă salata o poate produce tot anul.
Atunci și eu trebuie să mă gândesc ce pot să produc tot anul și cu costuri bune. Pot eu să produc roșie performantă, cu încălzire, în comparație cu spaniolul și turcul care stă și se uită la soare și crește roșia? Fiindcă aici este diferența. Eu bag lemnul pe foc și el zice încă o zi cu soare. Cum facem? Exact ca și cum eu aș încerca în România să produc banane. Păi cum să fiu competitiv? Deci, ceea ce vreau să îți spun, nu este că sunt împotriva a se da bani pentru legumicultură. Din contră, e foarte bine. Problema este să stimulezi produsele care pot fi performante și pot aduce beneficii și pentru populație. Dacă vrem să facem culturi de iarnă, să asigurăm deficitul în perioada de iarnă, trebuie să stimulăm serele încălzite. Dar nu oriunde în țară, fiindcă nu mă pot duce, știu și eu, la poalele bucegilor să fac seră, ci bine ar fi să mă duc în zonele climatice speciale. Ori în zona Mehedinți, unde e un climat subtropical și se știe că e zona, ori mă duc în zona de vest, unde am apă geotermală pe care nu o încălzesc eu cu gaz sau cu alte surse de energie, ci iese din pământ și încălzesc seara și atunci am niște costuri competitive să mă pot bate cu roșia sau vânăta care vine din Spania sau din Italia. Deci depinde ce vrem să facem. Eu la un moment dat am sugerat că cei care consiliază astfel de programe, numele să fie publice. De ce? Nu din răutate. Dar politicienii trebuie să se ferească să ia ei deciziile tehnice, ci să facă publică comisia tehnică și comisia tehnică să-și asume și laudele, dar și problemele, criticile când sunt. Ei, lucrurile astea și mi-am vrut să le văd.